Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Suntem astăzi în studioul Constanța News TV și îl avem invitat în premieră, în postura de viceprimar al municipiului Constanța, pe domnul Ionuț Rusu. Bine ați venit! Bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos pentru invitație și sper să fie doar începutul unei prietenii, să spunem, frumoase prietenii. În primul rând, vă felicit pentru noul rol în administrația publică locală. Știu că nu sunteți un... eu știu, politician vexat, unde proveniți din mediul de afaceri. Aș vrea să-mi spuneți, să le spuneți de fapt celor care ne privesc, câteva cuvinte despre dumneavoastră, cum ați ajuns în politică, ce ați făcut înainte de a ajunge în politică și ce v-a determinat să... Da, interesantă întrebare. Cred că am mai răspuns de câteva ori, dar întotdeauna îmi face plăcere să vorbesc despre aceste lucruri, că într-un final fac parte din viața fiecărui om și din evoluția și profesională și personală a fiecărui om. Am 45 de ani, sunt căsătorit, soția mea este medic, am un băiat student de 20 de ani și... sunt absolvent de liceu Ovidius, absolvent al Universității Maritime. Ceva timp am și navigat și de 16 ani activez în domeniul privat. Eu spun cu succes în businessul acesta al agențiilor de cruising, unde am numai lucruri frumoase de spus despre navigatori, despre familiile acestora, despre copiii acestora și, cel mai important, despre nevoile lor. Așa am început să simt cu foarte mulți ani în urmă că lucrurile nu sunt în regulă și că am pornit mai întâi de la navigatori, de la familiile acestora, care simțeau că nu... vorbesc și nimeni nu-i ascultă. Cer și nimeni nu face. Își doresc și nu găsesc unde să-și desfășoare viața, cariera și să-și crească copiii în siguranță. Acum ceva vreme am avut șansa să cunosc niște oameni extraordinari din Partidul Național Liberal de aici, de la noi, din Constanța. Am stat pe lângă ei, am început să învăț lucruri de la ei și mi-am dat seama că am început să rezonez cu ideile lor, cu personalitățile lor și astfel încât am spus la un moment dat vreau să vin și eu alături de voi și să pun osul la treabă. Am avut mare noroc să-l cunosc pe domnul președinte Bogdan Huțucă, de la care noi toți avem de învățat și acum, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, încă avem de învățat foarte multe lucruri. Ulterior, eu îl cunoșteam pe domnul primar Chițac din mediul în care eu am activat și am avut foarte multe interacțiuni foarte fructuoase și foarte, foarte bine organizate. Mi-a plăcut perseverența domniei sale, întotdeauna a găsit soluții, după care am avut surpriza mai mult decât plăcută să fie candidatul partidului unde eu activez, iar eu să fiu în echipa domniei sale și am realizat că amândoi rezonăm și sunt convins că vom rezona extraordinar în continuare. El este un lider înăscut și pot să vă spun acest lucru. Noi toți de pe lângă el suntem... deci el este comandantul și noi suntem echipajul domniei sale. Asta ne dorim, să facem lucruri bune împreună, nu avem decât o singură agendă și aceea este agenda Constanțeanului, a dumneavoastră, a mea, a dumneavoastră și uitați-ne că am reușit pe 27 septembrie după o luptă electorală foarte complicată, cu foarte multe atacuri, cu foarte multe lucruri murdare, să câștigăm încrederea constanțenilor, iar de ceva vreme, de o bună bucată de vreme, suntem pe poziții și acum tot ceea ce am promis și am vorbit în campanie, pe stradă, cu cetățenii, trebuie să venim cu rezultatele pe care
Așa cum discutam țin mai devreme, dumneavoastră spuneți că nu le așteaptă, eu spun că sunt așteptări foarte mari. Poate și discutăm un pic despre acest lucru. Da, spuneam faptul că oamenii desigur au așteptări. Da. Întotdeauna au avut așteptări. Problema este că în momentul de față mulți oameni nu mai așteaptă nimic de la clasa politică, în sensul că sunt atât de dezamăgiți și de sătui de ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, vorbim de această perioadă, cum îi spunem noi, post-revoluție, care, iată, ni s-a promis cu ghilimelele de rigoare de către domnul Brucan, nu că va dura cel puțin 20 de ani. Omul a avut dreptate, sunt iată 30 de ani. Da, așa. Sunt 30 de ani și lucrurile parcă, sigur, s-au făcut multe mulți pași, ca să spun așa, spre democrație, dar parcă tot nu ajungem unde ne dorim. Și de aceea spuneam că oamenii parcă nu mai au nici așteptări. Pur și simplu au intrat așa într-o letargie, într-o stare de asta de ok, dacă o să fac, o să facă, dacă nu, ce să facem, asta e. Pe de o parte ați putea avea dreptate, dar vă spun că participând la campania, la diferite campanii, dar la ultima campanie unde am fost trup și suflet implicat, am fost la firul ierbii, efectiv, oamenii, dacă la început au avut această atitudine pe care dumneavoastră o spuneați, stând de vorbă cu ei și arătându-le, vorbind, arătându-le, nu promițându-le, că promisiuni, cred că de promisiuni într-adevăr sunt sătui, nu neapărat de politicieni, dar stând de vorbă cu ei am văzut că de fapt și de drept așteptările lor sunt nu extraordinar de mari, ci sunt așteptări de lucruri normale. Noi nu venim să avem acum o lună de miere în care totul va fi pus pe tavă, avem niște buzunare magice din care scoatem bani pe care nu i-am avut niciodată timp de 30 de ani. Dar, în schimb, venim cu câteva lucruri pe care noi credem că cei de dinaintea noastră, și mă refer clar la cei din PSD, nu le-au avut. Nici unul dintre noi nu suntem oameni care nu provenim dintr-un mediu în care nu ne-am câștigat existența, nu am performat în domeniile din care venim, astfel încât atunci când venim aici, chiar dacă nu știm la perfecție administrația, în schimb știm la perfecție cum să conducem lucrurile spre normalitate. Pentru că oamenii, ca să ajungă la lucruri mari, trebuie să treacă prin această etapă de normalitate pe care noi nu o cunoaștem. Am început să punem normalitatea ca lupoica din Piața Ovidiu, să fie statuie. Așa ne uităm la normalitate. Și când cineva vine și spune... Face un lucru mărunt. Da, spui, păi da, nu, te rog, nu mă lauda pentru lucruri normale. Laudă-mă pentru lucruri extraordinare. Pentru mine nu este altceva decât să-mi îndeplinesc jobul pentru... să-mi duc la îndeplinire jobul pe care tu mi l-ai dat atunci când m-ai votat. M-ai pus aici, mi-ai acordat încrederea, deci o trebuie să fac. În momentul în care voi face lucruri pe care nu ți le-am promis și lucruri pe care și eu, ca și tine, cetățean, simțim că putem să mergem la următorul nivel, atunci mă poți lăuda. Dar până atunci nu facem altceva decât lucruri normale. De asta spun că noi nu avem vreo baghetă magică, nu suntem Harry Potter, suntem oameni care știm să muncim, oameni care muncim în echipă, care nu creăm haos, noi nu suntem oameni dezbină și conduce. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să creăm o echipă și pe cei pe care i-am găsit în administrație să-i aducem în această echipă. N-a venit nimeni să le spună de mâine gata, nu mai avem nevoie de voi. Nu. Punem în balanță lucrurile bune care s-au făcut, pornim de la ele, venim cu o expertiză și vedem ce nu s-a făcut, pentru că oricât de optimist sunt eu, sunt și destul de, să spunem, un număr moderat de personaje controversate care au contribuit la dezastru pe care îl vedem în acest oraș, pentru că acest dezastru n-a venit vreo calamitate, ci s-a desfășurat prin intermediul celor din administrație. Să fim foarte sinceri cu ascultătorii noștri. Aceste lucruri se datorează unor oameni. Acei oameni care, din diferite motive,
pe care nu vreau eu să le comentez, nu se încadrează în această echipă care are un singur scop. Normalitatea Constanței înseamnă că dacă nu rezonează cu noi, este decizia lor ce vor să facă. Dar nu noi suntem cei care venim și le spunem la revedere, de aici ni se despart drumurile. Nu. Noi vrem să construim, iar pentru o construcție ai nevoie de oameni. Oameni profesioniști. Noi, astea sunt așteptările noastre. Nimic extraordinar. Cum vi se pare aparatul administrativ în acest moment? Este prea mare? Mai mic? Ați avut timp să faceți acel... Da, nu zic că ați avut timp să faceți... Domnul primar spunea că va fi un audit, acest audit se desfășoară. Domnul primar deja a început să stea de vorbă cu toate departamentele, a început deja să intre în contact cu oamenii și de pe diferite niveluri. Și atunci lucrurile astea vin organic, ca să înțelegem, și nu vin imediat cum a ajuns acolo domnul primar, trebuie să facem asta și pornim de la punctul ăsta. Nu, aceste lucruri se fac organic, trebuie să se integreze, dar aceste lucruri vor urma, pentru că singurul criteriu pe care domnul primar îl are este performanța. Și atunci performanța nu se poate face decât prin muncă. Cum cuantificăm munca? Prin audit, prin rezultate, prin joburi date, prin targeturi și așa mai departe. Toate astea vor trebui cuantificate, iar asta este treaba aparatului de sub domnul primar, iar domnul primar spune mergem în direcția asta sau în direcția asta. Lucrurile sunt foarte simple, pentru că domnul primar trebuie să aibă viziune, trebuie să fie deasupra tuturor, să aibă capul limpede, iar noi toți ceilalți trebuie să îi servim rezultate. Iar va fi decizia dumnealui încotro o vom lua, pentru că într-un final el este cel care a fost ales de Constanțeni să conducă destinele acestui oraș. Deci are toate drepturile pe care noi le-am acordat. Care este rolul dumneavoastră ca și viceprimar? Mai mult ca viceprimar 1, să-i spunem, nu știu dacă există exact această titulatură. Cred că așa este, viceprimar 1 și viceprimar 2. Sunteți cel care, în cazul în care absentează primarul, îndeplinește funcțiile de primar. În clipa de față, conform acordului pe care îl avem cu colegii noștri de la USR, și voi reveni vis-a-vis de acest acord pe care toate părțile implicate l-au semnat. Era un subiect din discuție, cu siguranță, vă dați seama. Trebuie discutat. Ne-am împărțit în prima fază, pentru că domnul primar este un om cu capul pe umeri și ne dă fiecăruia din tot acest aparat atâta cât să putem duce și să le facem perfect. Dacă ne-ar veni și ne-ar pune în brațe ai de făcut asta, 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 domnia sa are așteptări și s-ar putea noi să nu îi oferim rezultatele pe care domnia sa le cere. Drept urmare, el a venit cu câteva competențe clare pe care le vom avea, urmând, și aceste lucruri se întâmplă în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, punctual, fiecare problemă să ne fie dată, tu te vei ocupa de asta, tu te vei ocupa de această problemă, ești președinte la comisia asta, ocupă-te de această comisie, te rog frumos, am nevoie de acele rezultate. Lucruri care vin, așa cum am spus mai devreme, organic. Dar lucrurile stabilite în protocol, eu, primarul liberal, mă voi ocupa cu managementul drumurilor și transportului public, siguranța circulației și parcările și un domeniu în administrarea cimitirilor. Colegul meu de la USR probabil îl veți invita și vă va spune domnia sa cu ce se va ocupa, îi las lui plăcerea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Dar un lucru care a rezultat din întâlnirile pe care noi le-am avut cu cei de la USR, am sincronizat programul de guvernare al domnului primar Chițac cu o parte din ideile pe care constanțenii le-au dorit în programul de guvernare USR, astfel încât le-am... Să spunem USR Plus, ca să... USR Plus, da. Le-am țesut și astfel a ieșit un program de guvernare locală, pe care noi în Consiliul Local ne-l vom asuma printr-o hotărâre, și acest program va deveni practic Biblia
următorilor 4 ani guvernării, și toate hotărârile care se vor lua de acum încolo vor face referire la acest program de guvernare. Un program de guvernare care poate fi găsit deja, este public, în care lucrurile sunt spuse foarte clar, au fost puse în balanță foarte multe, și dintr-o parte și dintr-alta, astfel încât ele să se îngemăneze și să facă un program viabil și care poate fi pus în operă. A fost dificil să faceți acest lucru, să îmbinați cele două programe, sau ați găsit multe similitudini? Am găsit foarte multe lucruri în comun, pentru că și noi și colegii noștri de la USR Plus am, în campanie, și promisiunile pe care le-am făcut au fost pentru schimbarea Constanței. Și noi ne dorim, viziunile sunt un pic diferite, dar dorința, în mod cert, este de aceeași parte. Tocmai de aceea am țesut aceste idei, astfel încât a reieșit un program mai mult decât în regulă și un program realizabil. Despre asta discutăm. Deci, asta ne-am dorit împreună. Deci putem să ne așteptăm ca de acum înainte să nu mai asistăm la, să-i spunem, circul care se întâmpla în ședințele de Consiliu, în care unii trăgeau hăis, alții cea, în funcție de diferite, eu știu, acum Constanțenii nouă liberalilor și colegilor noștri de la USR Plus ne-au acordat votul și împreună formăm majoritate. Și formăm clar. Chiar o majoritate extinsă. Dar colegii noștri de la PSD se vede clar de la o poștă că sunt în campanie electorală, chiar și când vorbim despre interesele cetățenilor, și pentru ei populismul de departe este cartea lor de vizită, dacă vorbim nu numai la nivel central, dar și la nivel local, este, cum să vă spun eu, cred că este în ADN-ul lor această atitudine. Dar, încă o dată, lucrurile, eu mă aștept și de la colegii mei de la Partidul Social Democrat, mă aștept ca lucrurile clare pentru Constanțeni, pentru îmbunătățirea traiului, pentru îmbunătățirea siguranței, pentru atragerea de investitori români și străini, pentru crearea de oportunități, eu mă aștept și de la colegii mei de la PSD să voteze pentru că într-un final ei au primit votul Constanțenilor pentru a face acest oraș să meargă înainte. Dacă ei vor considera să joace altfel, vor fi taxați la următoarele alegeri și sunt convins că, așa cum au fost taxați acum în 2020, dacă vor merge pe acest trend, și așa cum am spus, nu cred că au altă soluție, pentru că ei nu au altă viziune, vor dispare de pe eșichierul politic, dar întotdeauna în politică este cineva gata să le ia locul. Asta este, că se poate declara. Haideți să intrăm un pic în concret. Vă rog. Vă rog, îmi cer scuze. Nu e nicio problemă. Am uitat să nu dau pe silent. Spuneam să intrăm un pic în concret și să ne referim la câteva lucruri pe care actualitatea ni le ridică la tavă, ca să spunem așa. Așa, la fine. Vorbim despre aceste probleme ridicate de situația pandemică, o situație cu care nu ne-am mai întâlnit niciunul dintre noi, nici aici, nici în lumea întreagă. Vedem tot felul de măsuri care se iau. E clar că asistăm în România, cel puțin, și probabil și pe plan mondial, s-a declanșat al doilea val al pandemiei, pentru că mult mai agresiv. Lucrurile sunt în creștere, observăm și pe plan local, unde gradul de incidență crește alarmant de la o zi la alta. Spuneți-ne, în primul rând,
Există pericolul ca și Constanța să fie carantinată în perioada următoare? În acest moment nu există acest pericol și nu trebuie să panicăm populația, pentru că administrația, împreună cu celelalte entități competente, formăm grupuri de lucru, comisii, astfel încât să fim foarte atenți ca toate regulile să se respecte. Dacă telespectatorii noștri în acest moment ne văd pe noi doi că nu purtăm mască, este datorită faptului că avem distanța regulamentară și, bineînțeles, le avem și măștile sunt la noi. Da. Dar lucrurile sunt foarte simple și așa fac apel la ascultătorii noștri, dacă sunt lucruri de bun simț, să ne spălăm pe mâini de cât de multe ori putem, să ne spălăm pe dinți de dimineața la prânz și seara, să avem grijă de igiena noastră, sunt lucruri absolut normale, un lucru în plus care face parte din viața noastră, din realitatea pe care o trăim, este purtatul măștii. Nu există, adică nu cerem luna de pe cer, sunt lucruri care ne salvează viața, sunt lucruri care salvează viața celor dragi nouă, sunt lucruri care salvează joburi, pentru că au grecii o vorbă, mi-a spus-o un prieten foarte bun și mi-a spus, zice, sănătatea fără bani e bolă curată. Și să știți că este o vorbă cât se poate de clară, noi trebuie să avem grijă de sănătatea noastră și trebuie să avem grijă și de sănătatea economiei. Pentru că dacă aceste lucruri se întrepătrund și noi avem grijă, eu să am grijă de dumneavoastră, dumneavoastră să aveți grijă de mine, suntem cetățeni aceluiași oraș, suntem cetățeni aceleiași cetăți și vom trăi împreună și cu familie și cu copii și trebuie să avem grijă unii de alții. Mai ales acum că suntem într-un război cu un inamic invizibil. Deci, chiar dacă eu sunt tânăr, dumneavoastră sunteți tânăr și noi nu știm ce e la război, pare să că ce trăim acum este un război surd cu, din nefericire, destul de multe victime, dar acest război poate fi câștigat dacă respectăm niște reguli de bun simț. Nu cerem absolut nimic, guvernul ceva extraordinar. Regulile care ne sunt impuse nu duc la, cum să spun eu, la un lockdown complet. De asta, noi trebuie în clipa de față să avem grijă unul de altul. Prin ce? O igienă clară, purtatul măștii și o distanțare cât se poate de corectă. În ziua de azi nu trebuie să mai dăm noroc, nu trebuie să ne mai îmbrățișăm, nu trebuie să ne mai pupăm, cu toate că sângele nostru latin spune că ar trebui să facem aceste lucruri. Pentru noi asta înseamnă prietenie, asta înseamnă iubire, asta înseamnă conviețuire, să stăm unii lângă alții, că într-un final noi oamenii suntem să socializăm. Dar într-un război cu un inamic pe care nu l-am dovedit și luptăm împotriva lui, trebuie să fim cu arma la picior, iar armele noastre sunt foarte ușoare, foarte ușor de folosit și foarte la îndemână. Igienă, purtatul măștii și distanțare fizică. Sunt trei lucruri pe care, dacă noi ca și cetățeni responsabili ni le asumăm, asta înseamnă că avem grijă odată de noi, avem grijă de părinții noștri și avem grijă de viitorul copiilor noștri. Dacă reușim să facem aceste lucruri și administrația are tot suportul pe care deja se vede că este pus în operă, cetățenii noștri nu vor fi în pericol. Dar nu putem doar noi să spunem și toți ceilalți să facă altfel decât li se spune. Această responsabilitate trebuie să o avem toți. Trebuie să învățăm că responsabilitatea este duce la progres. Responsabilitatea duce la evitarea dezastrelor. Iar acum chiar suntem în fața unui dezastru umanitar, pentru că lumea, odată se îmbolnăvește și trebuie să stea închisă, lumea moare, nu știm care sunt efectele secundare după toate aceste tratamente, nu știm care sunt efectele secundare după ce cineva se vindecă și încă un lucru de responsabilitate pe care îi rog pe toți constanțenii este să, după ce s-au vindecat și sunt eligibili, să doneze plasmă. Acesta este un exercițiu
civic, un exercițiu pe care noi trebuie să învățăm să-l facem. L-au făcut oameni mari înainte noastră, este de datoria noastră să-l facem și noi. Pentru că, într-un final, nu vrem altceva decât să trăim într-un oraș mai bine, normal, și să vină vara, primăvara și vara viitoare și să putem să ne reluăm viețile pe care cu toții ni le dorim. Nu sunt lucrurile extraordinare, dar sunt atât de simple și de la îndemână, încât nu cred că nu o putem face. Asta este credința mea. Cum vedeți această situație? Mă rog, unul din aspectele care au venit foarte agresiv în media, cel al piețelor. E, uitați, aici dați-mi voie să felicit administrația din care fac și eu parte, pentru că s-a mișcat extraordinar de repede și nu numai atât, a venit cu un pas în fața închiderii acestor piețe. Știu că apăruseră mai întâi propunerile până când să vină hotărârea de guvern și am avut o întâlnire de urgență la primărie, astfel încât deja am discutat și am fost cu un pas înainte și ne-am pregătit, astfel încât, uitați, în clipa de față nu sunt piețe închise, în sensul în care oamenii de acolo să nu poată să-și vândă, comercianții și producătorii să nu poată să-și vândă marfa, și pentru ei este un mod de a trăi, este un mod de a-și câștiga pâinea și suntem profund empatici cu domniile lor, pentru că asta înseamnă societate. S-au făcut niște pași foarte rapizi, astfel încât acolo unde s-a putut, s-au scos, de exemplu, în piața Griviței s-a scos sticla, s-au scos panourile sandwich și acolo se poate desfășura activitatea în incinta pieței. De exemplu, în piața Tomis 3, piața, efectiv, piața, pentru că nu puteau fi luate măsurile pe care vi le-am spus adineauri, acționează acum practic ca un depozit, dar tarabele au fost scoase în fața, în parcare, și oamenii și-au necesar. Pentru că problema era foarte mare cu înghețul, se răcește da, accentuat, și atunci peste noapte era riscul ca deci acolo acționează efectiv ca un depozit. În piața unde am mai făcut și la Cireșica, la Brotăcei piața este deschisă, pentru că am tot așa, cu o soluție tehnică a unui coleg care a fost foarte inspirat și imediat a văzut această soluție și a scos de acolo niște pereți, astfel încât acum această piață funcționează foarte bine. Și Tomis Nord? Tomis Nord? Cireșica, Tomis Nord, piața Tomis Nord, o piață mai micuță, câteva tarabe, dar Cireșica, acolo la capătul de linie City Bus, am închis un sens și pe acel sens acum am ieșit în față cu tarabele și acționează și acolo tot ca un depozit. Administrația, după părerea mea, s-a mișcat foarte rapid și este proactivă. Am vorbit și cu poliția locală, astfel încât să înțeleagă ce se întâmplă, și poliția locală să devină proactivă, să vină în sprijinul comercianților și cetățenilor și să se ia toate măsurile de siguranță pentru producători și comercianți. Spuneați despre comisiile și domeniile pe care le aveți în atenție personal, da, ca și viceprimar, și mi-a atras atenția un domeniu, acela al cimitirelor. Da. Am și citit recent că ați ridicat această problemă. Dacă ne puteți spune la ce vă referiți, pentru că, într-adevăr, probabil din nefericire, cam toți ne lovim de, la un moment dat în viață, ajungem să interacționăm. Nu, să interacționăm, corect, pentru că apropiați ne părăsesc. Da, nu cred că există un constanțean care să nu fi fost în cimitir să aprindă o lumânare la un mormânt sau să plângă la mormântul cuiva. Este o chestie absolut firească. Pe de altă parte, din nefericire, cum a spus dumneavoastră, nu cred că nici eu, nici dumneavoastră nu ne dorim decât niște lucruri normale de la aceste locuri de reculegere. Eu așa mă gândesc la ele atunci când te duci în cimitir și
pui o floare, de pui o gerbă sau aprinzi o lumânare, practic este un loc de reculegere și atunci ai nevoie de mediul propice pentru a face aceste lucruri. Drept urmare, deja sunt în contact cu oamenii din administrație și să vedem cum putem îmbunătăți, care sunt soluțiile pe care trebuie să le luăm în cel mai scurt timp. Vom chema la masă și pe prestatorii de servicii care sunt partenerii noi, partenerii administrației la aceste cimitire, pentru că avem dreptul să ne simțim atunci când mergem în cimitir ca un loc de reculegere. Nu ne dorim nimic altceva decât... Trebuie să facem slalom peste alte morminte, să... Eu vă dau un singur exemplu neplăcut pentru mine personal. La fiecare 1 decembrie, la depunerea de gerbe și coroane la Monumentul Eroilor, am văzut un fenomen pe care pe mine personal mă mâhnește. Dimineața, când ne strângem toate autoritățile, toate ONG-urile, toți oamenii care vrem să aducem omagiu eroilor, acele gerbe și coroane pe care noi le aranjăm, să știți că se fac pe alte morminte. Chiar dacă solemnitatea acelei depuneri de coroane și gerbe este una extraordinară și încărcată de niște sentimente pe care doar ducându-te acolo le poți trăi, sunt câteva lucruri, să le spunem, tehnice și organizatorice care lasă de dorit, dar din cauza, nu din cauza noastră, a celor care organizăm, ci din cauza infrastructurii. Pornind de la aceste lucruri micuțe, pe care noi le vom schimba, vom ajunge să ne bucurăm de momentele acestea solemne, de momentele de reculegere, pentru că schimbăm câteva lucruri mici, practic schimbăm lucruri foarte mari. Ne apropiem inevitabil de finalul discuției. Aș vrea să vă întreb, în primul rând, ce să așteptăm de la aceste sărbători în Constanța, pentru că traversăm perioada pe care o traversăm, cum vor fi ele și, nu în ultimul rând, să le transmiteți constanțenilor, să le spuneți care sunt pașii imediați pe care îi pot aștepta din partea administrației publice locale. Păi aceste sărbători trebuie făcute cu responsabilitate. Acea responsabilitate de care am vorbit în cursul acestei întrevederi, acele petreceri mari, acele întâlniri mari pe care toți le așteptăm cu înfrigurare, pentru că pentru noi românii... Și să nu uităm de alegeri. De alegerile parlamentare. Atunci care trebuie să începem cu alegerile, pentru că vin de vedere cronologic, exact, da. Ele sunt primele. În primul rând, la alegeri, așa cum s-a dovedit pe data de 27 septembrie, când alegerile au mers șnur, din punct de vedere medical, din punct de vedere sanitar, din punct de vedere organizatoric, totul a mers extraordinar, pentru că lumea a fost responsabilă, pentru că într-un final, atunci când votezi, îți votezi viitorul. Trebuie să mergi la vot și să pui acea ștampilă pe cei pe care tu crezi că îți vor schimba viitorul, că dacă nu-ți faci acest exercițiu de libertate, de democrație, nu poți sta atunci acasă și să spui, păi de fapt mie nu-mi convine. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți exerciți acest drept, pentru că este un drept fundamental. Există siguranța că pentru fiecare constanțean care va merge la vot, că nu se vor desfășura în bună atâta regulă, timp cât respectă regulile absolut normale. Noi ne vom asigura că din punct de vedere sanitar toate condițiile vor fi puse la punct și vor fi puse în operă. Ne vom asigura că aceste măsuri sanitare vor fi respectate prin aparatul pe care îl vom desfășura în teren, astfel încât cetățenii să se simtă în siguranță și să-și exercite acest drept. Vă asigur că aceste lucruri vor fi făcute la cel mai înalt nivel, pentru că și noi luăm foarte în serios aceste alegeri. Sunt alegerile generale care vor da
vor arăta traseul, da, și ne vor da relevamentul următorilor 4 ani și noi știm care este acest lucru, doar o administrație serioasă care este dispusă să muncească și care muncește în interesul cetățenilor. Drept urmare, vă așteptăm la vot în cele mai sigure condiții. Vis-a-vis de sărbători, le vom face în mod responsabil, vom avea grijă unii de alții și într-un final acesta va fi spiritul sărbătorilor, când noi vom avea grijă pe bune de celălalt și vom merge împreună și vom ieși din acest război mut învingători. Cred cu tărie acest lucru. Și următorul pas pe care administrația îl va face în folosul constanțenilor, aveți un proiect cu care să începeți? Din punct de vedere personal? Da. Domnul primar deja mi-a dat o directivă și așteaptă de la comisia pe care o vom conduce, Comisia pentru Reducerea Riscului Seismic la imobilele existente și construcțiile vulnerabile care prezintă pericol public. Este un lucru pe care eu îl voi lua mai mult decât în serios. Ne vom întâlni într-un mod rapid și vrem să facem câteva lucruri care să se și vadă, nu doar la nivelul de hârtii și de întâlniri, lucruri care trebuiesc făcute, care trebuiesc văzute și care trebuiesc puse în operă, astfel încât constanțenii să înțeleagă liberalii ăștia au venit pe bune la primărie să muncească. Da, să facă treabă. Domnule viceprimar, așteptăm cu nerăbdare acest lucru, așteptăm cu nerăbdare să se întâmple lucruri bune pentru acest oraș care, așa cum aminteam și în deschiderea discuției noastre, a ajuns un pic să trăiască într-o letargie în care oamenii nu prea mai așteaptă foarte multe, deși își doresc foarte multe, este clar. Ne întâlnim peste 4 ani și atunci sper să ne întâlnim mai repede și nu, să peste vorbim. 4 ani la finalul mandatului ne vom întâlni o cel de mai multe ori, dar la finalul mandatului, primului mandat, și să punem pe hârtie programul de guvernare, lucrurile făcute și să vedeți că avem un excedent la lucruri bune făcute. Ar fi bine pentru asta, orașul asta nostru. Ne dorim, da. Da. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune și sper să găsiți acele soluții, acele căi de a face acest oraș Constanța, pe care mulți dintre noi ne place să credem că este al doilea oraș al țării, deși vedem tot felul de clasamente care ne spun că trăim într-o altă realitate și că realitatea e mai urâtă decât ne dorim noi, să ajungă într-adevăr acest lucru. Eu sunt convins. Mulțumesc încă o dată. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi de la Constanța News TV se încheie aici. Adrian Florea, Paul Alex, vă mulțumesc pentru atenție și până la proxima întâlnire, toate cele bune!